Ioana Soare vă prezintă știrile Canal Sud. Bine v-am regăsit la știrile Canal Sud. Iată care sunt principalele știri ale zilei. Accident rutier provocat de un bărbat de 74 de ani în Roseți. Detalii la știri. Bărbat lovit, petrecerea de pieton, transportat la spital. Mai multe informații despre acest accident în câteva momente în jurnal. Măsurile luate de autorități în mini-vacanța de Sfântă Mărie. Un bărbat în vârstă de 74 de ani a provocat ieri un accident rutier în Roseți. Bărbatul nu a oprit la indicatorul stop și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. 4 persoane au ajuns la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă. Un autoturism și o autoutilitar au fost implicate marți seară într-un accident rutier în localitatea Roseți. Potrivit polițiștilor, impactul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate după ce șoferul autoutilitarei nu a oprit la stop. La data de 13 august, un bărbat de 74 de ani a condus o autoutilitară în localitatea Roseți, județul Călăraș, iar la intersecția cu DN3B nu a respectat semnificația indicatorului oprire, intrând în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 31 de ani. 4 persoane, printre care și 2 fetițe, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. De cealaltă parte, atât autoturismul cât și autoutilitar au fost preluate pe platformă. Polițiștii fac acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. L-a luat pe convoiatul ăsta din plin. Asta era cu 2 fetițe în mașină. Primul cuvânt că a tras de volan cât a putut să nu intre în stâlp. Da, conștiente, vorbeau părinții la fel, dar erau speriați, dai seama cum era. Și altcineva a mai plecat cu salvarea decât fetițele sau? Fetițele și pune găsit. Și văd că și mai găsit. Conducătorii auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Traficul în zonă a fost blocat preț de câteva zeci de minute pentru ca pompierii militari să poată interveni fără probleme și pentru ca autovehiculele să poată fi ridicate în siguranță. La fața locului au ajuns mai multe echipaje SMURT, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Călăraș, dar și polițiștii. Este al treilea accident petrecut în județul Călăraș în doar 3 zile. Duminică, un bărbat de 75 de ani și-a pierdut viața după ce a făcut o depășire periculoasă între Călăraș și Drajna. 2 zile mai târziu, marți, un alt bărbat care conducea un autoturism ce tracta o remorcă pe care se afla o altă mașină a pierdut controlul volanului și a ieșit cu ansamblul rutier de pe carosabil într-un șanț pe DN3 în zona Piscicola. Un alt accident rutier a creat o victimă în Călăraș. De această dată, un pieton care traversa regulamentar a fost acroșat de un autoturism, acesta fiind transportat de urgență la spital. Astăzi, în jurul orei 10:55, un pieton a fost lovit pe trecerea de pieton situată în proximitatea stadionului municipal Ion Comșa. În timp ce traversa regulamentar Bulevardul Republicii, un bărbat trecut de vârsta a doua a fost lovit de un autoturism marca Volkswagen. Conform martorilor, conducătorul auto nu avea viteză în momentul impactului, însă vizibilitatea redusă din zonă ar fi principala problemă. Nimeni nu ia nicio măsură, s-au pus frâne în parcare. Uitați-o, filmați alea acolo, aici nu. Și l-au cu fulgi cu tot. S-a auzit destul de rău, eu n-am avut cum să... Eu zic așa, că ceva Dumnezeu nu știu, adică am dat să fac pasul pe trecere și m-am retras. Ceva m-a... Domnul era în fața dumneavoastră? Era în fața mea, da. Eu doar am văzut că nu se oprește mașina și m-am dat înapoi speriată, adică și-am auzit impactul fără să-l și văd. Victima a fost transportată la unitate de primiri urgențe pentru a primi îngrijiri medicale. Din fericire, bărbatul nu a suferit răni care să-i pună în pericol viața. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale ale Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Călăraș. Traficul din zonă a fost oprit pentru mai bine de jumătate de oră, timp în care polițiștii din cadrul Serviciului Criminalistic au luat măsurătorile necesare. În urma evenimentului rutier, pietonul a fost vătămat corporal, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat pentru mai multe zone ale țării. Printre județele vizate se numără și județul Călăraș.
Potrivit meteorologilor, codul galben este valabil în perioada 14-16 august. În tot acest timp, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 35-37 de grade. Local, minimele nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală. Reamintim că județul Călăra s-a aflat ieri sub cod portocaliu de caniculă, iar temperaturile au ajuns și până la 40 de grade Celsius. Doar câteva ore ne mai despart de mini-vacanța de Sfântă Mărie, iar autoritățile deja au făcut publice măsurile luate, precum și o serie de recomandări pentru ca cele 4 zile de relaxare să fie petrecute în siguranță. Mini-vacanța de Sfânta Marie bate la ușă, bugetarii având cu această ocazie 4 zile libere, asta datorându-se guvernanților care au decis să facă punte cu weekendul. În acest context, reprezentanții inspectoratelor județene din subordinea Ministerului Afacerilor Interne au prezentat o serie de măsuri luate pentru această perioadă aglomerată. Așa cum bine știți, urmează o mini-vacanță prilejuită de sărbătorirea Adormirii Maicii Domnului. Și de această dată, structurile Ministerului Afacerilor Interne de la nivel județean vor asigura un climat de siguranță și vor acționa pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente nedorite. Îi rog acum pe colegii mei, reprezentanții structurilor mai de la nivel teritorial, să vă prezinte detaliile operațiunilor ce vor fi desfășurate în zilele următoare. În mini-vacanța prilejuită de Ziua Marinii și Adormirea Maicii Domnului, pompierii militari călărășeni sunt pregătiți să acționeze cu mijloacele tehnice de intervenție din dotare pentru stingerea incendiilor, acordarea ajutorului medical de urgență și salvarea persoanelor din mediul ostil de vieți. În data de 15 august, peste 100 de pompieri cu autospeciale de stingere, ambulanțe smurt, autospeciale pentru intervenție la înălțime, autospeciale pentru descarcerare și alte mijloace tehnice specifice se vor afla zilnic în dispozitiv pentru gestionarea situațiilor de urgență care se pot produce la nivelul județului Călăraș. În funcție de situația operativă, personalul poate fi suplimentat cu pompieri aflați în turele libere. Pompierii militari călărășeni vor fi prezenți în data de 15 august la Ziua Marinei, asigurând cu efective, autospeciale și embarcațiuni bună desfășurare a activităților organizate de autoritățile locale pe malul Brațului Borcea. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș recomandă cetățenilor care aleg să meargă la picnic în această mini-vacanță să respecte următoarele reguli și măsuri preventive. Faceți focul pentru grătar doar în locuri special amenajate pentru picnic de către autoritățile locale. Nu aprindeți focul în pădure. Păstrați lângă foc o rezervă de apă pentru a putea stinge imediat vegetația uscată ce s-ar putea aprinde. Nu lăsați copiii să se joace cu focul. De asemenea, prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodărie se face numai în condiții de siguranță și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la vecinătăți. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș recomandă de asemenea cetățenilor care aleg să frecventeze locurile de agrement de pe malul apei să respecte următoarele reguli. Nu vă scăldați în zone neamenajate, nu lăsați copiii nesupravegheați, nu vă scăldați în stare de ebrietate. Noi, pompierii, vă dorim zile liniștite în compania celor dragi. Având în vedere că în perioada 15-18 august urmează mini-vacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Călăraș și-au adaptat misiunile în scopul fluidizării traficului în punctele de trecere a frontierei, precum și pentru întărirea dispozitivului de supraveghere și control la frontiera de stat. Alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, polițiștii de frontier vor acționa pentru menținerea ordinei și siguranței publice, prevenirea migrației ilegale și combaterea infracționalității transfrontaliere, oferind un cadru sigur pentru călătorii. Menționăm faptul că, în această perioadă, se va menține permanent legătura cu autoritățile de frontieră din statul vecin în vederea dispunerii unor măsuri comune. În prezent, în punctul de trecere a frontierei Călăraș, circulația autovehiculelor și a persoanelor se desfășoară în condiții normale, fără timp mari de așteptare. Pentru a gestiona eficient traficul, vom adapta arterele de control conform nevoilor, asigurând un flux continuu. Recomandăm persoanelor care doresc să petreacă această mini-vacanță în țară sau în afara granițelor țării să se asigure înainte de a pleca la drum că au asupra lor documentele necesare și să tranziteze frontiera națională prin toate punctele de frontiere deschise în regim internațional.
De asemenea, participanții la traficul transfrontalier au la dispoziție aplicația Trafic Online, care poate fi accesată pe pagina de internet a instituției noastre www.poliția-de-frontieră.ro, precum și telefonul de informare al Poliției de Frontiere Române 021 9590, care funcționează în regim permanent. Cu această ocazie, instituția noastră vă transmite călătorii plăcute. Jandarmii Călărășeni vor acționa atât independent, cât și în cadrul dispozitivului integrat, astfel încât cetățenii să petreacă în siguranță minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și de Ziua Marinei. Pentru că urmează zile cu numeroase evenimente culturale-artistice, dar și religioase, iar întreaga comunitate trebuie să se bucure în liniște și siguranță de acestea, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Călăraș s-au luat măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, creșterea siguranței participanților și pentru asigurarea intervențiilor în cazul solicitărilor imediate. Zilnic, echipajele de jandarmi vor acționa pentru intensificarea măsurilor de ordine și vor desfășura acțiuni cu precădere în zonele și arterele intens circulate, urmărind descurajarea persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică sau comit alte fapte antisociale. În ziua de 15 august, în contextul sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului, vom acorda o atenție deosebită lăcașilor de cult, precum și evenimentelor organizate de autoritățile locale în Parcul Central, ocazionate de Ziua Marinei, la care sunt semnalate participări semnificative de persoane, astfel încât să fie asigurată intervenția punctuală în cazul apariției unor situații nedorite. De asemenea, vom fi prezenți și în municipiul Oltenița, în perioada 16-25 august, unde autoritățile locale organizează în Parcul Central din municipiu Târgul Tradițional Oltenița 2024. Totodată, în perioada 17-18 august, asigurăm măsuri de ordine și liniște publică la manifestările ocazionate de zilele comunelor Borcea și Roseții. Festivalul Internațional de Folclor Hora Mare încheie seria evenimentelor din mini-vacanță, astfel că în perioada 17-21 august vom asigura măsurile de ordine publică la manifestările cultural-artistice care se vor desfășura pe stadionul municipal Ion Comșa. Jandarmii le recomandă cetățenilor să dea dovadă de înțelegere, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile forțelor de ordine, să supravegheze copiii care îi soțesc și să acorde o atenție sporită modului de păstrare a bunurilor și obiectelor personale. În cazul în care sunteți martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, solicitați ajutorul jandarmilor aflați în dispozitiv sau apelați numărul unic de urgență 112. Vă dorim minivacanță frumoasă și în siguranță. Având în vedere minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și Ziua Marinei, în perioada 15-18 august anul curent, zilnic, peste 100 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș vor fi la datorie în județ, unde vor acționa pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru descurajarea și combaterea activităților care pot pune în pericol viața cetățenilor. Polițiștii vor fi pregătiți să intervină ori de câte ori vor fi solicitați de către cetățeni sau în cazul în care vor constata încălcări ale normelor legale în vigoare. Acțiunile vor fi organizate în sistem integrat, alături de celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice. O atenție deosebită va fi acordată lăcașurilor de cult și manifestărilor publice ocazionate de Ziua Marinei. Totodată, în contextul în care la sfârșitul acestei săptămâni se anticipează un trafic intens, polițiștii rutieri vor acționa pentru siguranța traficului rutier, iar în cadrul activităților desfășurate vor folosi autospecialele dotate cu echipamente de supraveghere video a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor. Pentru a vă bucura în liniște de această mini-vacanță, vă recomandăm ca în situația în care o să vă petreceți mini-vacanța departe de casă, pentru a nu vă deveni victime ale infracțiunii de furt, polițiștii vă recomandă să nu postați pe rețelele de socializare mesaje din care să reiasă că lipsiți de la domiciliu, întrucât acest lucru poate constitui o invitație pentru hoți. De asemenea, atragem atenția asupra necesității respectării regimului legal de viteză și le recomandăm conducătorilor de autovehicule să circule cu viteză adaptată permanent condițiilor concrete din trafic și să evite depășirile riscante, în special când se circulă în coloană. Nu uitați, este interzis să urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise. Conduceți prudent pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic. Pietonilor le recomandăm să-și sporească atenția și să traverseze numai după ce sunt siguri că o pot face în siguranță. Este recomandat să evite, pe cât posibil, folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă. În plus, le recomandăm bicicliștilor să poarte cască de protecție omologată, iar în mod obligatoriu, pentru a putea fi observați de ceilalți participanți la trafic, să poarte îmbrăcăminte cu element fluorescent reflectorizante pe timpul nopții.
Nu uitați, atitudinea preventivă vă poate salva viața din multe situații neplăcute. În caz de nevoie sau dacă ați asistat ori aveți cunoștință despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelați cu încredere la cel mai apropiat polițist, ori sunați la 112, apelul unic de urgență. În perioada acestei mini-vacanțe prilejuite de sărbătoarea Sfintei Maria, specialiștii antidrog vor desfășura la nivel național activități de prevenire și informare cu privire la efectele negative și riscurile asociate consumului de droguri. În contextul zilelor libere ce urmează, le recomandăm tuturor să petreacă în siguranță, să nu consume substanțe psihoactive și nici alcool în exces, să nu accepte băuturi sau alimente de la persoane necunoscute și să nu conducă autoturisme dacă se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Dacă o persoană urmează un tratament cu medicamente, fie cu prescripție sau fără prescripție medicală, trebuie să citească foarte atent prospectul pentru a se asigura că acesta nu le afectează capacitatea de reacție în combinație cu băuturi alcoolice și, de asemenea, capacitatea de a conduce un autovehicul dacă posedă permis de conducere. De asemenea, reamintim că substanțele psihoactive acționează asupra sistemului nervos central cu efecte atât asupra stării fizice cât și psihice, generând tulburări emoționale și de comportament. Persoanele care au nevoie de sprijin sunt îndrumate să apeleze telefon verde 0800 870 070, să se adreseze direct Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Călăraș sau să sune la numărul unic de urgență 112 dacă situația medicală o impune. Agenția Națională Antidrog reamintește faptul că oferă gratuit și confidențial servicii de evaluare, consiliere și asistență specializată în fiecare județ pentru consumul și dependența de droguri. Vă dorim o mini-vacanță liniștită, în siguranță! În Comuna Independența, activitățile de infrastructură sunt în plin avânt, conform declarațiilor recente ale primarului Gabriel Rădulescu. Acesta a prezentat stadiul actual al proiectelor în derulare, oferind informații despre progresul lucrărilor și termenele de finalizare preconizate. În Comuna Independența, lucrările de infrastructură sunt în plină desfășurare, potrivit declarațiilor primarului Gabriel Rădulescu într-un interviu acordat recent pentru Canal Sud. Edilul a discutat despre stadiul actual al proiectelor aflate în derulare, oferind detalii despre progresul acestora și perspectivele de finalizare. În chestiune de dezvoltare ale comunei și ale calității vieții, vreau să vă spun că canalizarea în satul Independența este în plină desfășurare. Suntem undeva la un stadiu fizic de aproape 50%, ceea ce e bine. În decurs de numai 6 luni am ajuns la 50%, în condițiile în care autorizația de construire este pe 24 de luni. Am avut parte de un constructor serios și bun executant. Tot în chestiune de calitatea vieții, să spun așa, suntem într-un stadiu avansat de modernizarea școlii din satul Independența. De fapt, comuna noastră are 3 sate componente, dar din păcate numărul copiilor tot scade și activitatea școlară a fost restrânsă în satul Independența. Copiii celorlalte 2 sate sunt aduși cu transportul. Și de asta singura școală funcțională este în satul Independența și suntem în plin proces de modernizare. Este un proiect prin PNRR, prin fonduri europene, și este un proiect care va schimba calitatea vieții atât copiilor cât și cadrelor didactice. Cum am spus, suntem și acolo într-un proces destul de avansat, sperăm ca până la începerea școlii să fie terminat sau măcar să fim la chestiuni finale. Și alte proiecte pe care doriți să le obțineți pentru această comună? Sunt într-o continuă discuție cu Consiliul Județean și cu Ecoaqua. Nu că sperăm, am certitudinea că până pe 12 septembrie, deci mai puțin de o lună, să înceapă proiectul de înființare a rețelei de apă în satul Vișinii și în satul Potcoava. De ce spun sper? Tot au fost probleme cu acest proiect, numai că data de 12 septembrie este data finală în care firma care a câștigat licitația trebuie să aducă proiectul tehnic. Eu am discutat și cu constructorul, mi-a spus că ei intenționează să-l aducă mai devreme de 12 septembrie și în perioada aceea să și înceapă lucrarea efectiv. Referitor la infrastructură, în ce situație vă aflați?
Câte străzi aveți asfaltate? Aveți noi proiecte pentru aceste străzi? La nivelul întregii comune sunt undeva la 32 de kilometri de șosele. Sunt asfaltați 31 și vreo 200-300 de metri. Mai avem strada Mioriței în satul Vișinii, dar cu o lungime de 250 de metri și mai sunt crâmpeie de străzi în satul Independența. Pe bugetul anului viitor le vom asfalta, pentru că nu te poți duce la minister cu un proiect cu 250 de metri, cu 70 de metri, cu 90 de metri. Vor fi asfaltate din bugetul Comunei Independența. Suntem în proporție de 99%, drumurile sunt asfaltate. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, Andreea Cazacu vă prezintă rubrica de horoscop. Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Este o perioadă în care zodiile reușesc să-și pună la punct planurile de viitor și să se bucure mai mult de momentele frumoase. Cei mai mulți nativi vor avea parte de surprize plăcute. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec, simți nevoia să petreci mai mult timp cu partenerul de cuplu. Este o zi specială, dar preferi să sărbătorești dragostea în intimitate. Nu-ți dorești cadouri simple, dar vrei să fii surprins de cel pe care îl iubești. Taur, pentru tine lucrurile nu stau foarte bine pe plan personal. Această perioadă este destul de agitată și pare că nu reușești să spui ordine în gânduri. Pe plan personal există o tensiune între tine și partenerul de viață. Gemeni, încearcă să nu iei lucrurile personal și să te bucuri mai mult de momentul prezent. Vei trece printr-o zi decisivă în ceea ce privește viitorul tău. Astrele arată că este timpul să te pui mai des pe primul loc și să începi să faci mai multe lucruri pentru tine. Nativii din zodia Racului se bucură de o perioadă minunată. Familia este pe primul loc, iar această zi va fi dedicată celor dragi. Te vei bucura de momentele mici și simple. De altfel, vei învăța o lecție importantă despre ceea ce înseamnă răbdarea și empatia. Leu, astrele te sfătuiesc să înveți să fii mai răbdător. Ai tendința să pui presiune asupra ta și a celor din jur. Uneori este bine să lași lucrurile să se întâmple și să nu le forțezi. Poate că ar fi mai bine dacă te-ai concentra asupra altor proiecte. Nativii din zodia Fecioarei se vor relaxa în compania persoanei iubite. Este momentul ideal pentru a petrece mai mult timp cu cel pe care îl iubești. Grijile ar trebui să dispară, iar ziua aceasta ar trebui să fie marcată doar de ceea ce se întâmplă pe plan personal. Nativii din zodia Balanței s-ar putea să fie cu adevărat norocoși. Astrele spun că balanțele care sunt într-o relație primesc o veste bună de la partenerul de cuplu. Relația voastră ar putea trece la următorul nivel. Scorpion, uneori este bine să fii înțelegător cu cei din jurul tău. Încearcă să nu lași sentimentele de furie să te copleșească. Ai nevoie de mai mult timp pentru a te relaxa și pentru a te bucura de ceea ce îți face cu adevărat plăcere. Săgetător, pentru tine nu este o zi de-a dreptul norocoasă. În relația de cuplu există tensiuni și pare că lucrurile nu mai funcționează la fel ca în trecut. Nici sentimentele tale nu par să fie mai sincere. Nativii din zodia Capricornului au parte de o zi fantastică. Pentru tine această zi este marcată de o reușită pe plan profesional. Spre seară s-ar putea să sărbătorești aceste momente alături de o persoană importantă. Vărsătorii știu când este momentul să se pună pe primul loc. Nu vei ezita și te vei răsfăța cu lucruri care îți aduc cea mai mare fericire. Ai grijă la cheltuieli, s-ar putea ca bugetul tău să aibă de suferit dacă nu ești chibzuit. Nativii din zodia Peștilor vor petrece această zi alături de o persoană specială. Este o zi minunată pentru a te bucura de timpul liber alături de partenerul de viață. Aveți nevoie de puțin timp doar voi doi. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată. Acestea au fost știrile zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș și ne puteți asculta întotdeauna pe Radio Voce Scampi. Nu uitați, dacă ați fost martori unor evenimente care pot deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o zi bună în continuare, ne revedem și mâine!